recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are. From the dark. The stories I've been told, they never seem to leave me. Wow, mami! Bumbunici! Îți place cum arată? Da. Ia gustă! Neața, dragilor, bine v-am regăsit la o nouă zi de vlogster. Ceasul este 9:25. Noi abia ce am ajuns acasă. Am fost așa de dimineață la o scurtă plimbare. Am zis să nu mai fac exercițiile în această dimineață și să mergem să ne plimbăm. A ieșit soarele de la ora 7 și mi s-a părut o idee mult mai bună, plimbarea. Am fost și la florăria de aici, din localitate. Este prima dată când am intrat în ea. Mereu am admirat florile lor de afară, dar niciodată, nu știu, nu mi-am făcut curajul să intru înăuntru. Și astăzi am intrat, Sofiuța și-a ales și o floricică pe care o vom pune aici la bucătărie astăzi, pentru că vreau să decorez, să fac și un picuț de curățenie, vreau să șterg geamurile, cu toate că le-am șters atunci când am făcut curățenia generală, dar dacă vi le arăt, nu mă credeți că le-am șters, vreau să curăț blatul, să șterg mobila și să pun câteva decorațiuni. Așa că Sofiuța și-a ales o floricică, cred că se numește Năsturel, dacă nu mă înșel, a și rupt-o pe cea mai mare, nu a lăsat-o pe doamna de acolo să o împacheteze, o să o țină ea în mână. Am fost și la brutăria de aici, de peste stradă, i-am luat Sofiuței o prăjiturică, un cookie din acela american. Ea cerea gogoașe, dar nu o gogoașe, iar eu mi-am luat, am aici, nici măcar n-am desfăcut și nici n-am mâncat în dimineața aceasta. Și nu este și un picuț foame, dar o voi mânca după ce vorbesc aici cu voi. Eu mi-am luat așa ceva cu budincă, are și o caise aici, e foarte bun, am mai avut, am mai încercat dulcele acestea. Sofiuța este în sufragerie, se bucură de biscuitele ei. Voi merge și eu să mănânc alături de ea, dar am zis să încep acum vlogul. V-am spus, astăzi vreau să fac aici, să decorez, să fac un picuț de curățenie. Va trebui să și gătesc ceva pentru astăzi și o să vă arăt și vouă. V-am arătat până acum, cred că în fiecare zi ce am gătit, așa că o să vă arăt și astăzi. Nu cred că este neapărat o noutate. Dar da, cam atât până acum. Am vrut să vă salut de dimineață. Eu merg să am să savurez prăjiturica și noi ne vedem un picuț mai târziu. Astăzi vreau să fac o mâncărică de cartofi, așa că mi-am pregătit aici cartofii. Eu de obicei mai las în apă cam o jumătate de oră ca să iese cât mai mult din amidon. Mai am aici o ceapă roșie, un ardei roșu, un morcov care este cam micuț, am și usturoi, îl voi tăia și pe el și am să le pun pe acestea toate un picuț la călit în ulei de măsline.
Iar aici am niște carne afumată, este făcută de mama mea, trimisă de ea din România. Am scos-o aseară și am pus-o în apă ca să scot cât de mult din sare. Iar acum am tăiat-o și am mai pus-o un picuț în apă să fiu sigură că am scos sarea complet. O voi prăji, cred, un picuț în ulei, nici nu știu sigur, o să întreb pe mama cum e mai bine să o fac, să o prăjesc sau să o pun la cuptor, însă nu o voi pune în cartofi pentru că este posibil ca sofiuței să nu îi placă. Îi dau să guste separat, dacă îi place pun și cărnița. Și da, o să mă pun să fac mâncărica de cartofi, de care pot să vă zic că îmi este chiar poftă, trebuia să o fac de săptămâna trecută, dar am amânat, așa că o fac astăzi. O să mai pun în această mâncărică de cartofi și sare, piper, o foaie de dafin, pastă de roșii și neapărat mărar. Mi se pare că mâncărica de cartofi fără mărar nu are un gust foarte bun. Asta este părerea mea. Sofiuța, dar ți-a plăcut plimbărica noastră? Da. Mai mergem dimineața? Ia toate multe. Da, mami. Am pus și eu mâncărica de cartofi pe foc, o las să fiarbă, mai am carnea să o pregătesc, dar o voi suna pe mama să o întreb cum să o fac, să o prăjesc sau să o pun la cuptor. Vreau să merg să spăl geamurile, cred că așa ar fi cel mai bine. Curățenie și decor voi face după ce o pun pe Sofiuța la somn, pentru că vreau să mă mai joc și cu ea. Și să fac asta după ce doarme ea, însă geamurile cred că ar fi o idee bună să le spăl acum, deoarece mă gândesc că este posibil ca atunci când le spăl și le deschid, ea să audă zgomotul de la mașini și să se trezească. Și cred că o să merg, le spăl acum și rămâne după aceea să șterg blatul, să șterg mobila și ce mai avea acolo de făcut. Stai încet, mami. În dulap și în sertare nu mai este nevoie să fac, pentru că am păstrat ordinea de la curățenia generală și nu mai este nevoie să fac. Poate un picuț pe acolo pe la prosoape. Și da, cred că o să merg acum să spăl geamurile, că văd că ea se joacă aici cu niște figurine pe apa. Este tare cu mințică în dimineața aceasta. S-a trezit de la 6:30, dar e cu mințică, foarte cu mințică. Și mami? Da? Ia vină să zici și tu aici bună dimineața. Bună dimineața, tati. Bună dimineața, tati. Da, unde e mami, tati? Pardon. Tati, unde este? La lucru. Da, și ce face la lucru? Ce face? Ceva bunicioții. Ia duce ceva bun lui Sofie. Ceva bubu. Ceva bubu lui Sofie? Ne-am echipat la noi cu apă, cu mâncărică, ne-am pus și ochelarii de soare și ne îndreptăm spre parcul cu căprioare, care este în localitatea vecină. Sofiuței îi place foarte mult și am zis să profităm de vremea aceasta frumoasă care este afară, să mergem acolo, oricum nu-i foarte departe, vreo 40 de minute dus întors, dar se merită, pentru că Sofiuța se bucură tare mult, așa că ne îndreptăm spre parc și vă iau și pe voi cu noi, cu toate că v-am arătat de multe ori imagini de acolo, dar asta face parte din activitatea mea de astăzi. Hold on tight.
right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh. We are dreamers of the scoate și limba măcarul și în partea e murdar. Și aici, mami, ce e ăsta? Căluță, bravo! Ca să-l vezi mai bine? Mami, ține mânuța, că nu-ți fac nimic. Da, mami, dar nu-ți fac nimic. Ia uite, să fii. Oabe, mami, porumb. Am lăsat un picuț de dezordine după ce am terminat de gătit. Aici este mâncărica de cartofi. Am mâncat și Sofiuța un picuț. Vreau să mă pun să strâng ce mai este pe aici, să spăl castronelul acela lui Sofie și să decorez. Cam astea sunt decorațiunile pe care le voi folosi eu. Am aici un iepuraș pe care l-am oprit de la o decorațiune mai veche. Un puișor și o rățușcă. Am căutat la florărie ceva ghiveș mic ca să pun aici înăuntru, dar nu am găsit. Mai am și aceste două decorațiuni, doi iepurași pe care aș vrea să-i pun în dormitor, însă m-am gândit să-i aduc aici. Am luat cutiuța aceasta care era pentru depozitat, însă nu mai am capacul și vreau să pun floricica pe care am luat-o astăzi. Și da, o să mă pun repede să fac aici ca să nu se trezească Sofiuța și să termin. Și eu, bine că m-am apucat să îmi spăl geamurile și arată mult mai bine așa pentru câteva zile, până se urcă Sofiuța pe blat, că atunci când s-a urcat, s-au dus. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I
spălat pe jos, dar încă nu s-a uscat, însă am zis să vă arăt că este gata bucătăria, curată, un picuț decorată. Mi se pare că arată foarte bine, chiar dacă sunt doar 3-4 decorațiuni, mi se pare că arată foarte bine așa. Am aici soluțiile pe care le-am folosit și vreau să vi le și arăt. Pentru plită am folosit această soluție de la Frosch cu lămâie, de care pot să vă spun că nu mai sunt mulțumită absolut deloc cum curăță plita. Mi se pare că în ultimul timp nu mai curăță absolut deloc. Dacă, de exemplu, nu știu, nu am spălat-o în prima oră, cum s-a întâmplat astăzi, să o las așa și să ies afară cu sofiuța, nu prea se mai curăță, rămân pete și se curăță doar dacă mai insist cu încă o tură de soluție și nu știu, nu am să mai recumpăr, abia aștept să o termin, să iau ceva, nu știu, să încerc ceva mai bun. Dacă aveți voi vreo recomandare cu soluție pentru plită, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii. Iar aici, ca să șterg platul din bucătărie și mobila, folosesc soluție de la Zooflora, pun un căpăcel din acesta într-o sticlă din aceasta plină cu apă, miroase foarte bine și curăță și foarte, foarte bine. M-am oprit un picuț, am avut impresia că sofiuța s-a trezit și da, cam acesta este rezultatul. Este curat, miroase proaspăt. Am pus aici și prosopul acesta pe care l-am câștigat în giveaway-ul organizat de Adelaine. Este prima dată când îl folosesc și mi se pare că se potrivește foarte bine cu mobila din bucătărie. Și da, acesta este rezultatul meu. Mie îmi place cum a ieșit, chiar dacă nu sunt multe decorațiuni. Mi se pare că a venit primăvara în bucătăria mea. Sofiuța este în sufragerie, se joacă cu soțul. Este posibil să o mai auziți țipând pe fundal. Am luat și noi cina. Ceasul este 5:30 și m-am gândit să profit de timpul acesta cât soțul o ține un picuț ocupată și să mă pun să editez la clipul pe care l-am filmat astăzi, ca în seara aceasta să nu mai prindă iar ora 12, cine știe, poate mâine sofiuța se trezește iar la ora 6 și aș vrea să mă pun și eu în seara aceasta un picuț mai devreme la somn, așa că voi încheia clipul aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că nu v-am plictisit astăzi și vă aștept din tot sufletul și mâine la o nouă zi de Vlogster. Vă doresc să aveți spor la treabă, noi ne vedem mâine, să aveți o seară frumoasă, pa!